Bine ați venit la mănăstirea noastră! Vă vom prezenta astăzi facerea cozonacilor. Cei mai tradiționali, spunem noi, cozonaci făcuți la mănăstirea noastră, la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Adam. Primul pas pe care îl facem este probarea făinii. Luăm făina și o strângem în pumn. Dacă făina se desface din pumn, este suficient de uscată și bună pentru a face cozonacul. Ce e de făcut dacă rămâne strânsă în pumn? O mai lăsăm la temperatura camerei până devine ea aerisită, uscată, afânată. Cernem făina. E mai bine dacă se cerne seara odată și dimineața odată. O lăsăm de cu seara la temperatura camerei. Cu cât ingredientele toate sunt la temperatura camerei, cu atât cozonacul iese mai bun. Toate trebuie să fie calde. Noi știm de la mamele, de la bunicile noastre, că ele se trezeau de noapte și cerneau făina odată, o mai lăsau pe sobă, cum era la țară, soba de lemne cu cuptor deasupra, puneau covoata sus pe sobă și după vreo jumătate de oră o mai cerneau odată. Făina ne-a adus-o cineva de la o moară din județul Tulcea. Facem un spațiu în mijloc, ca noi aici în mijloc să putem pune ingredientele. Acum, la gălbenușul de ou, adăugăm la fiecare kilogram de făină o linguriță de sare. Noi avem aici 5 kg de făină și punem 5 lingurițe de sare. Batem gălbenușul cu sarea. Sarea fixează culoarea gălbenușului. Rețeta o am de la mama mea, Dumnezeu să o ierte. Ea tot timpul ne spunea că o femeie gospodină trebuie să știe să facă cozonac. Orice gospodină face prăjituri, dar pentru cozonac trebuie un pic mai multă răbdare și o îndeletnicire aparte. Îl lăsăm un pic deoparte ca să topim zahărul. Noi cu aproximație punem 400-500 de ml de lapte la kilogramul de făină. Deci noi, pentru că avem 5 kg de făină, o să ne trebuiască 2,5 kg de lapte. Punem mai puțin la început cu zahărul, după care mai adăugăm. Învârtim până se topește tot zahărul. De cât timp sunteți în mănăstire? Din anul 1990, după Revoluție, am plecat la mănăstirea Buciumeni, tot din județul nostru de aici. Acolo am făcut noviciatul. Și aici, la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, sunt din anul 2001. Luăm din acest lapte călduț și punem peste drojdia uscată. Eu fac cu drojdie uscată câte 14 grame de drojdie uscată la un kilogram de făină. Deci punem din laptele călduț, zahărul cu lapte, să facem un plămădeț cu drojdia uscată. Și adăugăm făină în drojdie. De principiu se pune câte o lingură de făină în plămădeț la kilogramul de făină. Învârtim până se înglobează toată făina și o lăsăm la dospit. Cam un sfert de oră, 20 de minute. Începem să punem ingredientele peste făină. Punem o parte din lapte, gălbenușul, ouăle sunt de la găinușele noastre din ogradă, untul la fel. Când avem mai multă smântână, facem noi untul în casă. Cozonacii, când sunt cei mai solicitați? Atunci când se fac pomeniri, când sunt moșii de vară, când sunt sărbători mai importante, atunci facem cozonac și le dăm la cei care vin în vizită la mănăstire, la hramurile mănăstirii, nu mai spunem de sărbătorile principale. Am pus laptele, am pus ou, punem coaja rasă de la lămâie. O lămâie la kilogramul de făină, dacă e mai mică. Dacă e mai mare, punem o lămâie la 2 kg de făină. Aici avem untul topit, 200 de grame de unt la kilogramul de făină. Punem jumătate din cantitate. Întâi omogenizăm, înglobăm toată făina, după care adăugăm drojdia mai la urmă. De principiu, începem de la exterior spre interior. Un aspect foarte important, tot de la mama de prins, mi-a spus de fiecare dată, orice frământ,
să nu rămână vasul în care frământi cu urme de aluat pe el. Vasul în care frământi trebuie să rămână curat. Și luăm așa îndeaproape, cu făină. Este cu o făină care ia și 600 de mililitri de lapte la kilogram. Nu știm dinainte. Punem lichide până este moale. Nu e ca un chec, e mult mai consistent decât checul, dar să fie moale, mai incomod un pic la frământat. Cu cât aluatul este mai moale, cu atât cozonacul este mai pufos atunci când se scoate din cuptor. Eu sunt din zona Sucevei, din satul Sfântul Ilie. De acolo am deprins rețeta, mama mi-a explicat când eram eu mult mai mică și mă punea pe mine. Ea mi pregătea toate pe masă, când am crescut mai mare, îmi punea o băsmăluță albă, mi-o lega după cap așa frumos și mă lua lângă ea și îmi spunea, nu așa, ia de aici și-l dă-l încoace. Acum el are o textură cât de cât bună, ia uitați. E moale, da? Pui mâna pe el și e moale. Punem restul de unt pe marginea vasului ca să putem să-l frământăm mai bine și mai cu spor. Și de acum îi dăm bătăi. Cam o oră trebuie frământat. Când aici nu mai avem deloc, punem drojdia. Și dacă după ce pui drojdia simți la mână că ar mai trebui un pic de lapte, poți să adăugi lapte fără nicio problemă, nu se întâmplă nimic. Ia uitați-o cum face bule, vedeți? Asta înseamnă plămădeț. Tot de la exterior înspre interior. Mă ajută și sora Teodora, am ține de covată. Nu stăm să cronometrăm, dar în cazul în care suntem obosiți și nu mai putem chiar să-l frământăm o oră, îl putem lăsa și mai devreme, nu se întâmplă nimic. Și când deja s-au înglobat toate ingredientele puse și noi vedem că ne îngreuiază frământatul, atunci avem ulei într-un vas pus alături și doar ne muiem mâna în el să ne ajute la frământat încă un pic. Am uitat să punem ceva, esențele, ce e mai important pentru arome. Le punem acum, nu e chiar târziu. Esențele se pun când punem laptele cu zahărul, gălbenușul de ou, în același moment, înainte de a începe a omogeniza ingredientele, atunci se pune și esența. Aluatul nostru este gata de frământat. Se observă în cocă bule de aer. Atunci este gata, îl deslipim de pe pereți, îl adunăm și îl punem la căldură, unde avem cea mai mare căldură. Noi, pentru că avem o sobă în spatele nostru aici, o să o punem sus, îi facem cruce așa, ca Dumnezeu să ne ajute și să iese cozonacul bun. Îl acoperim cu un ștergar, pe puțin, jumate, trei sferturi de oră, trebuie să stea la crescut. E foarte important ca în momentul când ai lăsat de frământat cozonacul să te apuci să faci focul. Aluatul nostru a crescut. Pentru că facem de atâta timp cozonac și nu are rost să-l mai punem, să-l mai cântărim. 500 de grame, 300 de grame, depinde formele. Noi avem niște forme un pic mai mari. Le punem așa ca ele să aibă spațiu pentru crescut. Și în timp ce vor crește bucățelele noastre puse pe masă de lucru, vom pregăti albușul bătut cu miezul de nucă pentru umplutură. Ne dăm cu ulei de fiecare dată pe mâine să nu se prindă. Aici lăsăm la crescut 20 de minute, jumătate de oră. Pregătim umplutura. Aici avem miezul de nucă, aici este albușul de la gălbenușele pe care le-am folosit în compoziție.
Punem zahărul cam la un kilogram de miez de nucă, cam jumătate de kilogram de zahăr. Să punem mirodeniile, să nu uităm de la început. În funcție de câte ouă pui, dacă știi că ai pus doar 3 gălbenușe de ouă, îi înmulțești cu un pic de lapte sau mai spargi și mai separi niște ouă, dar dacă nu mai ai ouă în casă, pui un pic de lapte și se omogenizează cu cacaoa și cu miezul de nucă. Consistența rămâne aceeași. Așadar, putem face acest cozonac cu mai puține ouă. Cu mai puține ouă. Nu le batem nici foarte tare ca la bezea, să fie cât de cât omogenă, să poți să întinzi pe foaia de cozonac. Punem cacao. Și acum punem miezul de nucă până ni se pare nouă că s-a făcut aici o umplutură omogenă și un pic mai tărișoară să nu curgă pe alături la cocă. Noi avem primul hram al mănăstirii de izvorul tămăduirii după Paști, în săptămâna luminată. Și atunci facem cozonaci foarte mulți pentru izvorul tămăduirii și toată lumea care vine la hramul nostru, când pleacă acasă, primește un cozonac drept răsplată, ostenelii. Sute facem! Dacă este sănătate și faci cu drag orice. Și cred că nu numai pentru la mănăstire, important este să faci ascultarea cu răbdare, cu dragoste și fără să cârtești. Ceea ce faci să faci din suflet și cu drag. Și mâncarea este mai bună și rugăciunea este mai bună când ai sufletul împăcat și ești mulțumit cu tine. Acesta este secretul? Da. Acum o să punem cozonacii în forme, în tăci. Luăm câte 2 bucăți. Luăm una mai mare și una mai mică, după cum le-am împărțit. Încercăm să le facem cât mai egale. Dăm un pic și cu sucitorul. Aici important, ca să fie părțile cât mai egale, să-i putem suci, să aibă o formă frumoasă. Altă dată făceam și cu rahat, peste nucă mai puneam și rahat. Întindem nuca pe foaie, cât să acoperim toată coca, tot aluatul. Sucim părțile aici la capete un pic ca să nu dea afară. Avem un rulou. Îl facem și pe al doilea. Da? Și acum îl împletim. Și din coace la fel. Și gata cozonacul. Mai stau și în tavă la crescut, în funcție de căldura pe care o au ei aici. Cozonacii au crescut, îi ungem ca să-i putem
băgat la cuptor. Au stat în tavă, l-a crescut cam 40 de minute. Eu așa am prins și așa îi dau, cu mac deasupra. Nu știu să-i fac altfel. I-au crescut frumos. Contează foarte mult căldura pentru cozonac să fie cât mai cald. Eu mi-amintesc perfect când eram copii mici, mămica nici nu ne lăsa să ieșim pe ușă din casă unde făcea cozonacul. O să mergem la cuptor să scoatem jarul. Pe vatră când ai jarul, vedeți, trebuie să rămână în urmă scântei. Acum facem proba cuptorului. Aruncăm o mână de făină să vedem vatra cum se prezintă. Vedeți că se înnegrește foarte tare, deci vatra este foarte puternică. Dar e bine că e așa, că o putem răcori un pic. Și facem proba cu tatăl nostru. Băgăm mâna în cuptor și zicem tatăl nostru, da? Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Cuptorul este bun. Ia uitați, un cozonac, cum se desface fâșii. Sărbători cu bucurie, cu pace, cu liniște sufletească și cei care încearcă cozonaci să-i reușească și Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile cu pace și cu bucurie. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale.